Salutare dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine și mă susțineți și îmi susțineți canalul, bineînțeles, prin faptul că v-ați abonat, mă urmăriți, îmi dați like-uri și lăsați comentarii. Astăzi a fost toată ziua așa închis. Haideți să vedem dacă am avut ceva producție, să vedem la ora actuală ce avem noi pe invertor. Încă o dată, panourile nu sunt spălate, nu sunt curățite. Vedeți, n-am avut timp, am avut alte treburi, dar sunt curios să vedem ce avem la invertor. La invertor avem 1,7 kW. Producție. Haideți să vedem. 15 kW mi-a băgat astăzi. 15 kW, trec prietenii noștri de la armată, ai auzit și voi. Așa, deci 15 kW. Ia să vedem. Avem pe panourile monocristaline 917-918 W și pe panourile policristaline 870. Diferență n-ar fi decât de 100. În fine. Este frig afară și urât. Am producție. Mie mi-ajunge că n-am consumat cu cine știe ce. Dar să știți că sunt mulțumit pe vremea asta care a fost toată ziua așa, înnorat. Vedeți și dumneavoastră cum este. Și de asta vreau să vă arăt cum funcționează și pe vreme înnorată. Cam asta vreau să vă arăt. Vă salut, o zi bună, de fapt o duminică plăcută, cu respect, numai bine.